După cum a declarat Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va continua să se încălzească în următoarea perioadă, temperaturile fiind mult mai ridicate față de datele din calendar. Menținerea deficitului de apă în sol va induce în viitor o situație alarmantă pentru regiunile tradiționale legate de producția agricolă, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. În săptămâna aceasta, 10-17 februarie, vor fi precipitații semnificative doar în regiuni precum Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Pentru restul regiunilor, precipitațiile sunt sub normele necesare pentru sol în această perioadă, adică 10-15 litri pe metru pătrat. Să nu uităm că meteorologii au mai atras atenția de-a lungul acestei ieri cu temperaturi neobișnuit de ridicate și cu precipitații reduse, mai ales în regiunile deja menționate, cu privire la perspectivele agriculturii, solicitând măsuri pe care cei responsabili trebuie să le ia.